Sunt închis într-un castel al fetelor Iar acest castel este închis într-o cupolă, într-o bilă gigantică de unde nu poți scăpa Practic aceasta este lumea fetelor nu știu exact cum voi scăpa de aici, dar sper să rămân cu voce până la finalul episodului pentru că răceala mă încearcă și răgușala mă distruge și nu mai știu din nou de ce este lângă mine un unicorn cu aripi. Um, ei bine, da. Ideea este că acum intrăm în Marele Castel și celul nostru este să scăpăm de aici. Nu știm cum am ajuns în lumea fetelor, dar nu avem ce căuta aici pentru că e interzis ca băiat să fie aici, ok? Like-ul blană dacă vă place acest episod și hai să vedem care-i treaba aici. Nu ai ce căuta aici, dacă nu pleci în 15 minute, rămâi pe veci blocat aici mă vei găsi în turn. Ok. Aici sunt mult, mult mai mulți unicorni și sper să nu facă rău. Bă, barbașeane, ești drăguț așa cu unicornul la roz. Dar, nu știu, bă, par femele toate gen. Uh, ok. Nu, nu, sunt și unicorn bărbați sau sunt și și și, și nu-mi dau eu seama care e care. Dar avem un dita mai castelul roz în fața noastră uh, și... Ălea ar trebui să fie turnuri, sau ăla turn, sau acolo, alea trei turnuri, nu știu unde trebuie să ajung. Dar ce ar fi ca momentan să mă prefac că sunt și eu unicorn? Uite bă, este un bebe unicorn, ok. Deci să mă prefac și eu unicorn și să merg așa încet fără să atrag atenția prea mult către castel. Da, poate sunt de treabă fetele de pe aici și poate ăștia sunt unicorni fetelor. Gen cu unicorni zbor și bă, zboară fetele și, și sunt fericite în lumea fetelor. Yay! Uh, ok, totul e și mai roz înăuntru uh, Văd acolo niște inscripții ciudate Plin de flori e roz, bineînțeles Acolo e ceva cameră Plin, plin de unicorni Dar nu sunt fetele aici Hai să mergem pe tron Ei sunt regina Asta nu sună tocmai bine Dar da, sunt regina Hopa, eu vezi că e gheață pe aici What? Sub tron găsești calia Mă, cumva unicorne ăștia au lăsat sainurile. Uite că ăștia zboară. Sunt îndrăgostiți, bă. Ok. Dă-te puțin. Așa și aici avem. Folosește tot ce găsește aici. Vei avea mare nevoie. Am nevoie de voce, ok? Pentru că nu știu dacă sunt în stare să gata acest episod. Și dacă dați și voi un like, poate pot. Hopa! Ia vezi! Avem lemne, un totem of Dying, un iron pickaxe, aur, iron și un măr. Ok. Uh, hai să facem asta, gen. Și să avem un crafting pregătit că nu se știe. Și gen, uh, ar mai fi cazul să facem asta și asta și gen, uh, nu știu, asta și după aia să facem uh, o sabie, poate să mă pot apăra dacă e ceva. A, da, și mai bine ar fi să facem și treaba asta. Și acum sunt safe. Bun. Deci, sub tron găsești calia. Acum, ori se referă la un VC, ceea ce nu cred că e adevărat, ori se referă la acest tron, gen tronul regal, unde a trebuit să stea regina, probabil, sau ceva fată șmecheră. Hai să vedem. Ok. Uh, nu cred că trebuie să stric tronul. What? Opa aici, e doar. Ok. Uh, sunteți gata? Let's go! mi frică de ce, de, de ce e un creeper acolo? What? ce e asta? Mama, ai, aici sunt umbre umblătoare Hai să vedem o să mai tai părțile în care tușesc de-mi dau plămânii afară. Ok. Adevărul este că sunt și eu băiat. Stai, ce? Da, eu sunt băiat, dar, dar cu cine vorbesc? Am ajuns în această lume. Ah. Nu cred că vom afla niciodată ce vreau să scrie aici. Rip. Măcar știm că o fost și el. Băiat, uh, hai să mai ieșim de aici dacă mai putem. Avem niște lemne aici, bam, bam. Ah, va trebui să ne descurcăm fără acele mesaje. Dacă ați apucat să citiți ce scrie acolo, să-mi spuneți și mie, vă rog. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Eu mă urc pe un unicorn din ăsta și am plecat în lume. Uh, nu. Da, va trebui să caut eu pe aici. Ei, ce mă bucur. Bă, ce mi se pare mie e foarte ciudat, că e plin plin de unicorni, dar nu e nicio fată. Asta e foarte ciudat. Acolo sunt scări. Acolo văd ceva prieteni. Mai multe signuri ceea ce înseamnă că suntem în, pe direcția bună. Ok, poate te întrebi unde sunt toate fetele. Uh, gen, chiar m-am întrebat asta. Ei bine, toate sunt transformate în unicorni. What? sunt fetele gen? Adică o fată, două fete, trei fete? Bine, păi înseamnă că toate sunt fete, nu te speria, uh, m-am speriat deja, nu își vor da seama că ești băiat. Ele cred că te va transforma și pe tine în unicorn. Vrei să-mi spui mie că au fost înainte fete reale și acum sunt transformate în unicorn împotriva voinței lor? Deci asta înseamnă că este o entitate rea ceva pe aici, deși totul e roz și în viață totul pare roz, dar nu -i avem dovadă aici. Um, îmi pare rău să-ți spun, dar dacă nu scapi în 10 minute, mi-a pornit timerul. Um, am și virus, aparent. Cred că antivirusul a detectat entitatea reagen. Dăm start din nou la cronometru, că mai am 10 minute. Um, vei deveni unicorn la fel ca mine. Ok. Deci, uh, mi-a zis să merg în turn. Am impresia că ar trebui să urc pe aici gen um, Da Ok Ai încet Nu știu dacă neapărat încet Dar mi-e frică să nu cumva să, să, dau de regină Că presupun că regina Transformă fetele în unicorni După ce ajung aici Și cred că cu mine a fost o greșeală ceva Mai urcăm? Știi ce? O să merg de sus pot să ajung în cel mai înalt turn, că poate acolo se referă. Acolo e destul de logic să fie regina. Și da, încercăm să, să ne salvăm pielea și să aflăm de ce și cum se poate ca eu ca băiat să fie ajuns în lumea fetelor uh, în cupola asta gigantică. Apropo, am încercat să scap, dar n-am reușit din cupola chiar la început. Ce se întâmplă mai aici? Spuneți-mi cum scap! Și spuneți-mi, vă rog, dacă voi mai avea voce până la finalul episodului. Aoleo! <laughs> ok. Um. Urcăm și mai sus de atât și să vedem dacă se întâmplă ceva. Mă, ăsta e turnul. Mi-am luat mare țiapă. O, oh, salutare! Uh, 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 mai am încă de urcat. Deja începe să-mi fie frică pentru că nu mai prea am mult timp. Cred că mai am undeva la vreo 6 minute. Sau șapte minute pe acolo What? Mă ce? Am auzit ceva Un fel de zombie Acum vei ajunge în camera reginei În turn Din păcate știu că Nu, din păcate știu Calea de scăpare este sub patul ei Am... Um, nu, din câte știu nu, din păcate. Ce citez mai aici? Mă luară cea la distrus. Nimeni nu a avut curajul să intre aici. Ai mare grijă. Mă ajuți? Salutare! Tu ești regina? Fi de treabă și arată-mi calea. Gen, nu? No, nu vrei? Ok. Uh, pe aici e fundătură. Trebuie să spargem? Mă, pe mesaj scria că trebuie să mă folosesc de tot ceea ce primesc. Nu știu la ce-mi trebuie goldul, Nu știu la ce trebuie iron ăsta. Dar, um, cred că, știi ce? Hai să-l folosim totuși. Adică, uite, n-am putut să fac crafting Hai facem repede tot un crafting Îl punem aici, că presim că ne vom bate Vreau să facem... Uh, nu-i bine Hai să facem... Nici așa nu-i bine um, Hai să facem... Stai un pic Dacă facem asta asta e că nu înțeleg Cu cât rămân? Facem așa și rămân cu 5 Nu, cu 6 6 nu mi-e suficient pentru nimic Da, nu știu, mai bine fac chest play tu

Mamă, ăsta e patul reginei Cum naiba bat eu regina, prieteni Trebuie să fiu inteligent Pentru că puternic N-am cum să fiu mai puternic decât regina Dacă mai aici, poate să mă dea jos Nu Dar eu pot să dau ha -ha, Și pa și pa, regino Ăsta seamănă mai mult a rege, sincer Dar probabil um, Ăsta e portal spre nether, ok Probabil e rinocer din ăsta Ravagher, um, femelă M-am făcut roz de oșa și poate pot urca pe un unicorn sau ceva. Aici mai e un... What? Ce e aici? Mai am ceva iron, dar nu mă interesează. Pot să scap prin nether din, din lumea asta nebună, dar nu. Vreau să termin misiunea, prieteni. Ni se spune că sub pat ar trebui... Ok, iar nu e nimic. Uh, ar trebui să fie... Scăparea, calea. Aici nu e absolut nimic. Pe bune... Faci mișto? What? ce mai aici? What is this? Mai un chest gol efectiv? Asta e scăparea? Și-o joc. Nu am mai găsit absolut nimic pe aici, poate singura scăpare e prin portalul spre Nether și asta vrea să-mi zică, dar totuși pe Science scria că este sub Așa că sar aici cu o inimioară pe bune. Am totemul și da, am mâncat și eu un pic. Uh, poate aici e calea gen. Hopa, alte sign -uri? Let's go! Uh, cupola este aproape perfectă. Singura scăpare este acolo unde fata întâlnește băiatul. Mai ai 5 minute să scapi ce stai ce? Unde fata întâlnește băiatul, cupola. Ok, trebuie să ieșim afară, urgent. Și uh, nu, o, o să mă duc așa, știi ce? Asta dacă mor, mor. Nu! No! Mi s-a dus totemul. Cred că pentru asta era totemul, dar măcar am mai am mai uh, uh, recuperat ceva timp. Și acum probabil va trebui să mă duc pe la cupolă și să dau, de în prejur, să văd dacă găsești ceva. Mai am un minut din punctul ăsta și singura chestie ciudată la cupolă, la la dita mai bila asta se află acolo. Și pare a fi albastru combinat cu roșu sau roz. Gen albastru ar fi băiatul, roșu ar fi fata. Și poți scăpa pe... What? E un chest acolo, prieteni? Și efectiv aici se... Se, se, se între... Nu se între se... Cum se numește? Se îmbină albastru cu roșu. Sau roz ce-o fi. Cred că e roz. Uuu, scăparea! Și avem un cal și o armură, dar eu vreau un unicorn, bă, nu mă mai întorc astea viața. Avem calul, pe calul ăsta nu poate fi pe bune. Știi ce, sunt liber, toate cele bune, am scăpat din lumea fetelor în ultimul minut și sper să nu devin unicorn. Știi ce, o să revin după minutul ăsta să vă zic dacă sunt sau nu unicorn. Mi am făcut și eu un foc aici, a trecut suficient timp uh, și se pare că nu m-am transformat în unicorn. Asta înseamnă că am scăpat, voi lăsa lumia fetelor în spate. Am făcut focul ăla să mă încălzesc nu pentru altceva, că e foarte frig aici. Și ne vedem în episodul următor. Se pare că vocea mi-a rezistat până la final. Respect pentru asta. Și deci tu un like acolo dacă ți-a plăcut episodul. Și pa, și pa!